Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că există un adică poate nu știți, dar există un producător chinez de automobile electrice foarte activ, BYD. Așa. Spune BYD. BYD. Ok. Pentru că vine de la Build Your Dreams. Deci este o companie care se numește, nu se numește Dacia sau Renault sau Audi, cum sunt europenii ăștia fără niciun fel de imaginație, sau Ford, cum sunt americanii, spune construiește-ți visele. Asta este compania chinezească și are un patron oricum foarte original. Prima lor mașină, au scos o mașină pe la începutul anilor 2000, era atât de proastă, încât niciun dealer n-a vrut să o ia la vânzare, pentru care patronul a distrus personal cu un baros prototipul, în mod demonstrativ, ca să le arate angajaților că nu glumește. Și, mă rog, au evoluat, acum e cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice din China și, cred că, și cel mai mare vânzător, producător și vânzător de mașini electrice pe piața chinezească, vând în cantități uriașe. Oricum, au vândut, au o cotă de piață mai mare decât orice alt producător și decât Tesla și decât companiile europene. Și fac totul in-house. Adică au inclusiv, ei sunt integrați pe vertical, au inclusiv mine de litiu. E ca și cum Dacia ar avea mine de minereu de fier ca să facă tablă pentru mașinile pe care le face la Pitești, ca să înțelegeți care e integrarea, ci că numai cauciucurile și parbrizele le cumpără de la alți producători, în rest totul fac în cadrul de casă, mă, mașini de casă, de casă, da. Bravo. Totul făcut în curte. Da, se extinde în, îmi face semn zaf că să termin. Păi ce să termin, că aici acum... Dar spune-i, mă, de ce îi faci semn? Zi direct, bă, termină. Da. Termină, mă. Să termin, nu mai zic? Termină. Păi da, o mașină despre care vreau să vorbesc. Păi până acum despre ce ai vorbit? Am vorbit despre... Da, se extinde în Europa o mașină, au prezentat-o la Salonul Auto de la Geneva, este un vehicul, îi spune Yangwang U8. Yangwang este un SUV pătrățos ca orice SUV, serios, de ăsta, de genul nu ne interesează aerodinamicitatea și nici pietonii nu ne interesează. Deci zdrobim și aerul și peste cine dăm, că noi suntem pătrați și de-aia suntem așa mari. Dar ce voiam să spun? Este o mașină tip cum le place chinezilor, știi, care fac cascuțitoare cu muzicuță, de exemplu. Da. Combine diverse lucruri. Mașina asta plutește. O oglindă era. Da, mă rog, cu ce erau. Deci plutește. Adică asta este marele chichirez al acestei mașini, că în caz de ceva, dacă se inundă, plouă, nu știu ce, ea plutește. Și o demonstrație în care se mișcă cu elicea flop, 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 printr-o băltoacă și de asemenea poate să parcheze lateral, precum crabul, adică își mișcă roțile și se parchează, deci faci parcare laterală perpendiculară, cum ar veni. Asta era 150.000 de dolari. Era bună mașina asta lui Moise, când a încercat el să treacă, să despartă apele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.